Salut, eu sunt Ștefan Remac și vă prezint un episod frumos astăzi. Avem un eveniment special în Clash Royale de Halloween, Halloween Draft Challenge. Forță, respect, Viking Power și haide să vedem cum ne descurcăm în acest special event. Iată, avem o intrare gratis. Opa, one time reward. Ne dă o carte, cartea nouă. What the fuck, man? Skeleton Barrel. Ce zice? Să-ți creezi un deck alegând 4 cărți și primind 4 de la adversarii draft, da? Un jucător poate să aleagă Spooky New Card, adică noua carte Spooky Skeleton Barrel. Doar unul dintre noi poate să aleagă această carte, da? Dacă pierzi de 3 ori, ești dat afară. Ok, haide să începem frumos să începem acest challenge. Ia să vedem. Imediat. Vom începe imediat. Așa. Hai să dăm battle. Să vedem ce noroc avem. Ce cărți ne vor cade acum. Yay! Vikingii mei. Haide să. Ce alegem noi? Spear, goblin sau prințesă? Haide să alegem prințesa direct. Opa. Elite Barbarians. Vreau să iau de partea mea. Chiar dacă de partea cealaltă este minerul. N-aș vrea să am. Oh, și haide să luăm cartea nouă. Nu luăm cartea nouă, luăm Witch-ul, fiindcă mă place mai bine cu Witch-ul. Și Pekka. Wow! Cărți destul de bune. Eu zic că sunt cărți super șmechere. Să vedem cine a dat și adversarul. Ne-a mai dat adversarul încă 4. Ne-a dat adversarul Balon, Log și Ice Wizard. Bă, ești de bun, ce cărți ne-a dat! What the fuck, ăsta seamănă cu deck-ul cu care îl joc eu. Adică sunt obișnuit să joc cu personajele astea. Iată, vine cu Golemul pe partea cealaltă, are Golem. Are Golem. O să pun aici un balon frumos și pregătim logul în caz devine cu Skarmii pe Pekka. Haide să vedem. Nu. Vine Aerian, așa că vom pune Ice Wizard-ul și o prințesă. Uite cum era bun logul. M-am grăbit, fiindcă era bine. Dar uite, ajunge Pekka și face dezastru acolo mare. Pekka rupe tot în două. Punem un mini Pekka să avem grijă de Golemul lui de pe partea dreaptă. Hai că ne-am descurcat destul de bine. What the fuck, man? Yay! Iată cu mini Pekka rupe Golemul în două. Nicio problemă pentru el. Și acum vom pleca cu aceeași chestie, dar pe partea cealaltă. Aștept să ajung la 9 elixiri. Cel mai bine să dați drumul la armată când aveți în jur de 9 elixiri. Și fiindcă el vine cu Electro Wiz, o să-i dau direct Pekka aici în față. Hai mă să vedem ce faci tu cu Electro. Du-te mă de aici. One shot lui Electro. Hog Rider 2 bucăți. Punem și balonul din nou. Și ne pregătim cu logul în caz de vrea să vină cu Spirit Goblin. Uite că vine cu Spirit Goblin. Trebuia să-l dau un pic mai în stânga. Dar nu contează. Hai să punem și Ice Wizard aici să ne ocupăm de Baby Dragon. Să-i dăm un slow. Și o să pun și o prințesă aici pe lateral. Ca să fim și mai enervanți. Iată cum prințesa își face treaba acolo. Nu o deranjează nimeni. Nici Electro-Wiz, nici nimeni. Iată ce frumos face treaba prințesa. Rupe tot. Deci super șmecher ne-am descurcat meciul ăsta. Super șmecher. Punem aici Witch-ul. Să ne ocupăm de Skeleton Barrel. Și mai punem o dată un balon. Care se duce direct pe turn. Și acum vom pleca cu Elite Cancer și Pekka pe partea dreaptă și cred că este game over. Yeah! Nu vă puneți cu noi! Foarte frumos meciul. Mă, nu știu ce a fost în capul lui, dar mi-a dat niște cărți super șmechere, adversarul. N-a luat el balon, n-a luat el... Ce mi-a mai dat? Nu mai știu ce am avut. N-a luat el balonul Ice Wizard. Super șmecher. Bine că și-a luat el Skeleton Barrel. Păi Skeleton Barrel chiar dacă este carte nouă, dar e o carte bullshit, vă zic eu de acum. Deci nu alegeți Skeleton Barrel, că nu faceți nicio treabă cu el. Frumos, o victorie. Iată, am primit și niște scheletoni. Haideți să facem încă un match rapid. Ia să vedem. Avem Goblin Gang și Guards. Haideți să luăm Goblin Gang, zic eu. Avem din nou prințesa și muschetir. Hai să luăm prințesica, fiindcă face treabă chiar foarte bine. Zap sau Fireball?
Eu zic că Zeap e bun pentru Fireball, e mai bun. Totuși poate rămâne, oh, și Golemul. Băi, ești de bun, băi, îmi dă ăștia exact cărțile care îmi plac mie, să moară Franța. What the fuck, man. Băi, ești de bun. Ia uite, avem și Goblin Barrel și toate nebunile. Hai să începem frumos cu un Goblin Barrel, fiindcă nu am altceva ce să pun. Și o să dau și un Fireball aici, în caz de pune el ceva acolo. La predict. Nu. Ok. El vine cu Giant. Am și Inferno Dragon. Bă, bălaș. Bă, ăștia-s nebuni. Îmi dă exact cărțile mele cu care îmi place mie să joc. Hai să punem o prințesă aici în spate. Și vom pune și Inferno Dragon. Și o să punem aici și un Witch. Și Goblin Gang direct aici în spate. Chiar dacă pierdem turnul, nu contează, fiindcă noi o să avem un avantaj acum pe contra-atac. Contra-atac, pardon. Hai dăm cu un Fireball acolo. Direct pe turn și pe muschetier. Hai cu Fireball acolo. Fireball frumos. Se întoarce Inferno Dragon pe Knight. Trebuie să ajung să plec cu golemul ăla. Asta trebuie să fac. Să mă apăr până la minutul 1, când vine elixirul 2 și să plec frumos cu golemul și cred că nu mai pot fi oprit. Uite, o să pun golemul acum. Sper să nu vine el pe partea dreaptă cu nimic. 9, așteptăm aproape de 10 și acum îl punem. Așa. Și acum vom susține. Du-te, bă, cu giant-ul tău pe partea. Hai, vină tu pe partea dreaptă. Nici nu mă apăr. Nici nu mă apăr. Haide-mă să te vedem pe tine. Fii atent. Punem Inferno Dragon și plecăm frumos pe partea asta. Nici nu ne interesează. Witch frumos. Haide, Witch-ul. Așa, rupem tot. Hai, Witch. Witch versus muschetier. O să pune și un Goblin Gang. Tu te fac tu cu balonul tău, cu Skeleton Barrel. What the fuck, man. Uite cum rupem tot în două. Dăm și un Fireball. Sau nu, hai să așteptăm un pic. Opa, ia fii atent ce nebun sunt ăștia. Băi, ești nebunilor. Goblin Barrel aici. Prințesă. Fireball. Ia să vedem, ce mai facem noi acolo? Mai punem un golem, la mișto așa. Hai golem. Du-te tu, du-te tu, nene. 30 de secunde, trebuie să luăm King Tower înainte să ia el. A greșit, fiindcă a consumat elixir pe... El speră să ajungă înaintea mea. Păi n-ai timp, frate, 20 de secunde să iei tu King Tower-ul meu. N-ai timp, ai greșit. A greșit când a pus Giant-ul și nu... A decis să nu se apere și să meargă pe atac. A greșit. Încă un meci frumos. Foarte frumos. Două victorii. Iată, avem și Skeleton Army ca recompensă. Haideți să mai dăm un battle rapid, frumos. Ceea ce să luăm noi aici? Poison sau Lightning? Lightning e foarte enervantă. Poison nu e bun, dar Lightning, dacă te prinde, te rupe. Hai să luăm Minions. Iar din nou Barrel-ul care nu-l vreau. Îl iau Giant și Sparky, oh my god. Haideți să facem o combinație de Giant cu Sparky. Să facem ceva frumos. Băi, ești de bun, îmi plac toate decurile care au căzut până acum, sunt pe placul meu. Oh, avem și Lava Hound. Băi, ești de bun, Lava Hound cu Sparky. Combinație, stai să vezi acum. Punem Lava Hound frumos. Și haideți să punem Minion să ne apărăm de Graveyard. Și să punem și un Ice Wizard să ne apărăm acolo de balonul lui cu scheletoni. Și punem și niște Spear Goblin. Și uitați ce atac frumos am format aici. Am respins atacul lui și acum suntem pe contra-atac. Haideți să vedem ce se întâmplă acolo. Reușim să facem ceva. Hai să punem și Minion Horde. Băi, ne-a lăsat și Minion Horde, nu se poate. Ne-a dat toate cărțile, nebunești. Dar Wizard-ul se descurcă foarte bine acolo. Wizard-ul e foarte șmecher împotriva Minion Horde. Oh my god, trebuie să pun ceva ieftin. Să fac o rotație aici. Minions, hai repede. Nu, Wizard-ul ăla ne-a rupt. Oh my fucking god. Bă, se pare că se descurcă. Wizard-ul ăla trebuie să... N-am răspuns la Wizard-ul lui. Asta e problema. Hai să punem un Spirit Goblin aici. Așa, ne descurcăm cu Ice Wiz-ul. Ice Wiz-ul văd că este contra pentru
perfectă pentru Wizardului. Hai să punem și niște Minion Horde aici. Iar am rămas... Oh my god, și n-am, fiate, n-am ce să pun, gata, am pierdut meciul ăsta. Nu am ce să pun contra Graveyard. Doar să am eu noroc să rămân în picioare. Uite că am rămas, a pus și Poison. Și acum să încercăm și noi să pornim un atac frumos. O să încerc să pun Spark în spatele Giantului, să vedem cum funcționează. Și o să pun niște Minions pe sus, dar iar vine cu Wizard, cum par eu. O să punem... O să păstrez Lightning-ul, trebuie să mă apăr cu Lightning. Acum, acum pe Wizard Lightning, hai! Așa, mă! Haide, acum este momentul meu. Haide, mă, rupem cu Sparky tot sau ce facem? Rupem cu Sparky, ce ziceți? Oh my fucking god, hai Sparky, arată-ne tu de ce ești în stare. Nu, mă, haide Sparky, încă o dată. Hai încă o dată, Sparky. Bravo, Sparky! Mai are 100. Și Lightning. Bye, bye. Mamă, ce meci frumos, ce meci frumos, moară Franța, dacă nu i-am exterminat, what the fuck, man. Bravo, mă, știam eu că Giant cu Sparky funcționează, este o combinație bună, să țineți minte asta, Giant cu Sparky sau orice tank cu Sparky în spate. Dar trebuie să aveți un, avem 3 victorii, foarte șmecher, foarte șmecher. Scissor Card, ia să vedem ce luăm, luăm Dart Goblin. Asta e o alegere mai dificilă, dar cred că o să iau Ramul. Prințul sau Wizard? Wizardul e foarte șmecher, Wizard. Și iar o să iau Sparky și sper să-mi fi dat el un tank. Ia să vedem, mi-a dat un tank? O să-i chinez, what the fuck. Mold Market. Bă, ești nebun, am Rocket, Hog Rider. Bă, sunteți nebuni. Pornim direct cu Rocket acolo. Mi-a dat nebunul Hog Rider să moară Franța. Nu-i sănătos. Și o să ne apărăm cu Wizard, sper să am timp să-i dau deploy aici, what the fuck, man. Turnul ăla-i gone, așa că mai bine pun aici în spate, înțelegi? Știi, trebuie să urmărești și atacul lui, adică dacă vezi că nu mai ai șanse să te aperi la un turn, eu dacă puneam Wizard-ul acolo la turn, pierdeam și Wizard-ul, înțelegi? Și pierdeam meciul. Și acum o să punem un Ram, hai cu Ram-ul. Opa, vine cu Goblin Barrel. Ne apărăm acolo destul de ok. Haide. Luăm și noi ceva din turn. Și o să pun un Spark aici. Și goblinii repede. Opa, nu am... Oh my god, trebuie dat goblinul repede, repede, repede. Nu știu dacă mai fac față. Nu mai fac față. Nu? Iată că am scăpat, dar nu știu cât o să mai scap. Trebuie să, ori să avem noi vreun noroc să atacăm, să rupem totul imediat. Ori să rupem totul noi acum, ori că el vine cu barrel acum. Bă, să știi că ne-am descurcat destul de ok, zic eu. Mai punem un Sparky și o să pun un Wizard, dacă mai am timp. Păstrez goblinii ăștia, acum, aici, și prințesa. Poate putem să ne apărăm, dar nu știu, nu cred, nu. Ok, am mai pierdut și noi, mă, asta este. 3 victorii și o înfrângere, este destul de ok. Haide repede încă un match, battle. Nu, cancel, așa. Graveyard, bineînțeles, Graveyard. Poison. Spear Goblin. Și hai să luăm ceva care, cartea mea preferată. N-am mai jucat de mult cu Bandita, dar știi ce nu-mi place? Au nerfat-o grav rău de tot. Înainte dădea dash și din poziții foarte apropiate de turn, de exemplu. Dar acum dă dash foarte rar și trebuie distanță foarte mare ca să dea dash. Haideți să începem frumos cu... Ia să punem noi aici linie, ce se întâmplă? Iată cum își face treaba.
Hai dăm un graveyard aici să tancăm. Și se duce prințesa pe turn. Avem și graveyard, avem și spirit goblin. Uite cum facem treaba acolo. Graveyard-ul tanchează. Se apără frumos cu prințesa, bravo. Apărare frumoasă cu prințesa din partea lui. Eu cred că ăsta nu e un match chiar așa de greu pentru noi. Punem un bat aici și punem un dart goblin acolo să terminăm cu prințesa. Și mai punem un... Trebuie să-i luăm câte un pic așa. Bandita frumos, se duce iar din nou pe turn cu dash frumos. Jab, 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 jab. Punem spirit goblin să ne apărăm de archers. Yay! Și o să punem un poison aici frumos. Și o să punem Fire Spirits pentru mușchetiră. Așa. Punem niște bats pentru balon. Skeleton Barrel. Și uitați cum ne apăra frumos. Este eu, am o combinație, se numește Splash Yard. Adică graveyard cu poison. Și eu am combinația asta. Stai să vedeți acum. Stai să vedeți acum. Aștept să fac combinația asta. Graveyard Cancer, nu? Clunch. Ne trebuie 9 elixir pentru asta. Fiți atenți acum. Deci graveyard și poison. Și o să pun aici Fire Spirits și bații pentru prințesă. Iată cum își fac treaba acolo. Și o să punem și un... Să încercăm să forțăm pe partea aceea. Cu... Haideți să punem aici pe... Trebuie să atacăm partea dreaptă, turnul. Nu vreau să mă risc să merg pe King Tower. Nu pot să mă risc să merg pe King Tower. Și o să pun bandita aici. Și... facem din nou combinația. Ne apărăm cu Spirit Goblin. Trebuie să fim foarte atenți. De prințesa aia trebuie să dispară de acolo. Poison aici pe turn, apărare. Și Spirit Goblin. Și Liliege. No. Asta e. Am greșit un pic, la un moment dat am atacat pe partea cu King Tower, trebuia să mă duc pe turn. E periculos să te duci pe King Tower. Hai să mai facem un battle! Yay! Hai vikingii mei să câștigăm tot, să rupem tot aici. Hai să luăm Skeleton Army. Golemul, cartea mea preferată, Golem Cancer. Haide să luăm și Goblin Gang. Și Prințesa, bineînțeles. Îi lăsăm lui Spirit Goblin. Yeah. Iată cum plecăm cu golemul direct. Tu te bădai cu guardii tăi, cu nebunii tăi. Ce vrei mă să faci tu acolo? Skeleton Army aici, ia vedem. Duceți-vă bădai aici, bă băieții mei, potoliți-vă. Skeletonașii mei rupe tot. Haideți să punem, fii atent, combinația mea care am, cu care am urcat în arena nouă. Golemul și Witch în spate. Asta este combinația cu care am urcat eu. Hai să punem o prințesă. Și am și Skeleton Barrel. Ne-a lăsat nouă. Iată cineva care nu folosește la fel ca și mine Skeleton Barrel, dar vom folosi noi. Iată cum ajungem acolo cu Skarmi. Ia uite ce treabă bună am făcut acum. Și aștept acum. Nu mai mă duc la atac, aștept și plec cu golemul pe partea dreaptă. Să-i anihilăm și turnul pe partea dreaptă și să stăm liniștiți pe urmă. Că el va trebui să ia două turnuri. Vine cu guard, nu știu dacă va reuși să ia. Poate pot să pun eu Skarmi aici. Haide Skarmi. Bun Skarmi, hai. Apărate acolo frumos, bravo. Se întâlnește Skarmi și cu Royal Giant, dacă nu are el nimic. Are poison. Da, uite, îi punem aici niște goblinași. Hai, goblinii mei. Hai, goblinii mei, frumușei mei, cocoșei mei. Hai. Iată să punem și prințesa pe partea dreaptă să susținem. Dăm drumul și la Skeleton Barrel. Hai, Skeleton Barrel.
Fii atent ce, chiar funcționează frumos meciul ăsta. Meci frumos. Ia să vedem. Iată cum ajunge Skarmi acolo. De la Barrel. What the fuck, man. Ia uite ce meci frumos. Ce meci frumos. Ce meci frumos. Barmas. Mai punem unul. Ha, mai cum te va aperi tu? Încă un. Deci și Skarmi aici pe Royal Giant. Tu te bă de aici, bă. Băiatule, bagă-ți mințile în cap. Deci rupem geaca după el aici, bă. Iată, s-ar putea să ne ia turnul ăla. Punem din nou aceeași combinație, prințesă cu golem. Punem din nou Skeleton Barrel. El se disperă să ne ia în turn. Uite, cred că îi luăm și King Tower acum. Haide să vedem. Ia tu turnul ăla, du-te cu el acasă. Punem și Skarmi pe partea de cealaltă parte, ca să nu avem probleme acolo. Fii atent ce nebunie, fii atent ce nebunie. Du-te, bă, de aici. Anihilare totală. Păi îmi lași mie golemul, ești nebun la cap. Sau eu l-am ales. Nici mai știu, cred că l-am ales eu. Nu aveți, iată. Ne mai dă și niște cărți, Bomb Tower. Frumos. 4 victorii, haideți mai facem unul. Vedem ce se întâmplă. Luăm Wichu, bineînțeles, o, cartea mea preferată. Ice Wizu. Păi să știi că mi-a plăcut de Skeleton Barrel, cum s-a comportat acolo. Și luăm și un Baby pentru Anti-Swarm. Sau să luăm Inferno. Avem Wichu Anti-Swarm. Luăm Inferno. Și să luăm Dark Goblin. Iată cine a lăsat, ce ne-a dat dinamicul. Ne-a dat vreun tank sau ceva? What the fuck, man? Să mai bem niște pe. Hai să punem Ice Wizu aici. Punem un... ce să pun eu aici? Hai să punem un Inferno. Și un Graveyard aici. Și am combinație Miner-Graveyard. Ia să întanchează Skeletona și mei. Se pare că s-au dus la tankat. Hai să punem un Dark Goblin aici, să anihilăm Electro Wizu. Rezistă frumos. Dar avem combinația Miner-Graveyard. Foarte tare. Hai să vedem acum. Putem să ne apărăm cu Wichu. Hai, Wichu meu. Are AOE, Wichu. Foarte bine, a făcut treaba acolo, bravo. Haideți să așteptăm să facem noi o combinație Miner-Graveyard. Până una alta. Așteptăm și ne apărăm acum, fiindcă nu-mi permit să... Hai să dăm un Ice Wiz, hai să terminăm cu prințesa. Hai. Bravo. Du-te. Wow. Bă, ești nebun. Dăm niște arrows aici. Și le luăm pe toți. Îi luăm pe toți. Deja, frumos. Iată că avem combinația Miner-Graveyard. Îmi trebuie 8. Combinație, ia să vedem. Ia uite că funcționează destul de ok. Iată cum scade turnul acolo, rupem turnul în două. Am luat turnul? L-am luat. Numar, am ales la 70. Punem din nou, ne apărăm cu Witch. Frumos. Și o să pun un Ice Wiz aici. Și poate plecăm pe contraatac. El dă Fireball și ne omoară Witch-ul. Bă, nu ne situăm chiar așa de rău. Vine, avem Graveyard, ne vine și Minerul. O să facem o combinație de... Hai să dăm Inferno aici. Iată cum luăm turnul din dreapta. Dar mai avem 30 de secunde și trebuie să mai facem încă un atac. Arrows aici. S-a descurcat foarte bine inamicul. Nu știu dacă mai putem să facem noi ceva, încercăm. Nu mai avem timp. Asta e încă o înfrângere. Oricum a fost un meci frumos. Ia să dăm repede bravo. Bravo adversarului. Stecu. Lății business. What the fuck. What the fuck. Iată, asta a fost încercarea mea de Halloween Draft Challenge. Avem 4 victorii. Haideți să deschidem și chestul ăsta. Ia să vedem ce ne cade aici. 1000 de gold. Musketeer, Bats și Cannon Car. Yay!
Forță, vikingii mei! What the fuck? Haideți să deschid pentru voi și aceste două silver chesturi. Rapid, așa, gold. Trei mușchetari și goblinii. Și încă unul, rapid. Gold, Inferno Tower și Tesla. Deci cam asta a fost pentru episodul de azi. Eu sunt Ștefan Remac și ne vedem la episodul următor. Apăsați și voi butonul de like și subscribe dacă nu ați făcut-o încă. Vă mulțumesc frumos. Forță, respect și Viking Power. Yay! Yay!